tuberul Breșa. Da? Așa. Nu vedeți, da. Copilul Braga nu a reușit să vorbească, erau interconori marcat în această nevroză de complet pe textul ăsta care îi dă două orientări majore în viață. Întâi, Braga a avut mereu o disponibilitate de a rezolva situațiile dificile de viață prin, spune Vivedele FDZ, prin strategia ale evitării. În al doilea rând, această strategie a evitării conflictuale în viață duce în estetică, în poezia sa, la povestii privilegierea misterului. Despre Octavian Pană îi se aduce teoria lui Adler, care vine cu voința de putere în cadrul psicanalizei. Adler, spune Vasile Demuzan. Fierescul a spune că nevroza lui Pană rezidă în conflictul inconștient dintre uriașa sa nevoie de autoafirmare și simțul său moral, care nu a permis să se folosească de orice mijloace ca să își atingă scopul. Apoi, la Mircea Cătărescu, se detectează tocmai letele care de ce iubim femeile, ele se detectează misoginismul, care nu luptă cu femeile, ci cu ele însuși, sau mai bine zis, cu o parte din sine, cu acea parte de anima pe care el nu o iubește. La Garaveti Vreileanu, una de la lui, se spune că este imaginea mamei, la Rafael Noica, fiul Constantin, se spune că divorțul părinților la Maca și că toată căutarea după tată îl face să devină călugă. Deci, repet, chiar dacă nu crezi că această marcă, acest reducționism poate să valorizeze estetic opera, biograficește examenul acesta psihologic al nevrozelor, te poate conduce undeva către opera, biograficește examenul acesta psihologic al nevrozelor, te poate conduce undeva către un verdict estetic. Să vorbesc numai cu Cherecheș. O secundă. Gata. S-a rezolvat domnul Cherecheș. În momentul în care... Adecvat.